Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Bună seara, doamna primar. Seara. Președintele Asociației de Promovare a Municipiului Oradea, Alexandru Chira, și el alături de noi. Bună seara, domnule Chira. Ce interesant, totuși, și care sunt orașele și consiliile județene implicate în acest proiect, pentru că eu pot să privesc această opțiune și din perspectiva celor care conduc în acest moment, fie orașele, cum e cazul Oradea sau Craiova, doamna Vasilescu, vă imprimată la dumneavoastră, și văzând ce ați făcut în această perioadă și în anii trecuți cu Târgul de Crăciun, și iată-vă în această echipă de promovare a destinațiilor turistice în România. De ce, doamna Vasilescu, în proiectul lui Charliot? Pentru că Charliot e cel mai bun. E foarte simplu. Dar cred că a devenit clar pentru toată lumea că orașul nostru a devenit în ultimii ani o destinație turistică pentru foarte mulți români. Și nu numai, din cauza evenimentelor de top pe care le-am organizat aici. Anul acesta, de exemplu, am avut Festivalul Shakespeare, care este al treilea la clasa lui din lume, Festivalul Păpușilor Gigant, care e al doilea în Europa ca importanță, Intensity, un festival muzical, precum și The Artist Awards cu premiile industriei muzicale românești, Balcaniada de Atletism, Campionatul Internațional de Atletism. Iar zilele acestea a debutat Târgul de Crăciun, care este cel mai mare din România, fără niciun fel de discuție, organizat pe o suprafață de 1 km² și ne dorim să ne păstrăm locul în clasamentul fruntaș din cel al târgurilor europene, așa cum a fost și anul trecut, da. Anul trecut pe locul 6 între destinațiile turistice europene. Anul acesta sperăm să ne păstrăm locul în clasament și poate că ar fi important de amintit că pentru anul 2022-2023 am reușit să câștigăm locul întâi între destinațiile de Paște europene, în același clasament european.